Bună dimineața, Bistrița! Este o zi de miercuri și așa cum v-am obișnuit, miercuri este despre autentic românesc la Canal 33. Decembrie e o lună extraordinar de frumoasă, pe lângă faptul că vine Moș Crăciun, descoperim oameni frumoși ai României. Astăzi ne aflăm la Bistrița, nu întâmplător eu am spus că bună dimineața Bistrița, pentru că suntem chiar în mijlocul orașului Bistrița, în Piața Mică, și eu alături de mine o am pe gazda mea, care va fi astăzi alături de mine și gazda dumneavoastră, Gabriela Montoiu. Gabriela, îți mulțumesc că ne-ai invitat aici și te rog să-mi spui. Vedeți, totul este live, așa se întâmplă la noi. Gabriela, te rog să-mi spui de ce bună dimineața, Bistrița? De ce bună ziua, Bistrița? Bună dimineața, Bistrița! Bună ziua, Bistrița! Mă bucur foarte mult că ai dat curs acestei invitații. Suntem într-un loc încărcat de foarte multe simboluri. Aici, acest oraș, acest județ a colecționat de-a lungul timpului foarte multe amintiri, foarte multe mărturii. Aici s-au născut oameni deosebiți, scriitori, poeți, artiști, și totodată astăzi putem spune că acest oraș, datorită acestor oameni minunați care de-a lungul timpului au trăit în aceste locuri, au sprijinit evoluția lui, sunt și mă consider o fericită pentru că trăiesc în acest oraș, unul dintre cele 7 orașe medievale din România. Bună ziua, Bistrița! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc! Bună ziua, Cristina Chiriac! Și sper că această zi să ducă un mesaj și celor care vor urmări această emisiune mai departe, că aici este un loc care merită cel puțin o dată în viață, să îl vizitezi, să cunoști oamenii, să intri în starea lui, să legi dialoguri și totodată să te reîntorci. Am să vă spun eu, dragi telespectatori, că Gabriela Montoiu este o femeie extraordinară. Pe lângă proiectele minunate pe care le face de ani de zile în Bistrița, este o înfocată promotoare a meleagurilor bistrițene. De aceea, trebuie să vă anunț cu mândrie că a apărut primul număr al revistei Bună ziua, Bistrița! Eu nu am spus întâmplător bună dimineața, pentru că pentru mine este un nou început aici în Bistrița și pe lângă faptul că promovează Bistrița, Gabriela Montoiu face foarte multe lucruri frumoase despre care o să vă povestim într-o ediție următoare, și anume Parada Brăduților, care a ajuns la ediția A șapta. Deci a ajuns la ediția a șaptea. Am să vă spun așa că această revistă, din punctul meu de vedere, este unică pentru că conectează oameni, evenimente și mai mult decât atât promovează obiectivele turistice ale Bistriței. Gabriela Montoiu, vreau să-mi spui, te rog frumos, ce înseamnă această revistă pentru comunitatea bistrițeană și de unde ți-a venit această idee? Mi-am dorit ca Bistrița să aibă și un alt tip de mesaj. De fapt, să completez mesajul care este dat de alți oameni frumoși care, la fel ca și noi, au depus foarte multă energie și timp ca să promoveze acest oraș și totodată județul Bistrița-Năsăud. Sunt foarte mulți oameni minunați care, pe o parte, o să-i cunoști astăzi, care fac acest lucru și m-am gândit să vin și eu să completez, să aduc un mesaj, un instrument prin care să promovăm anumite lucruri care se întâmplă aici, să vorbim despre stări, să aducem și să revigorăm anumite colecții legate de patrimoniul acestui oraș și acestui județ. Dacă un om aterizează în Bistrița, ce i-ai recomanda să facă? Deci, uite, eu sunt pasionată de autentic. Ce ar trebui să văd eu aici în Bistrița ca să nu plec sau ca să plec cu inima plină și să mă reîntorc? Cred că primul lucru pe care l-aș recomanda ar fi să ajungă în inima orașului, adică Aici? aici. Excelent! Și Piața Mică. în Piața Mică, în centru istoric și totodată la Biserica Evanghelică, să urce în
turlă? În turlă și să privească pentru câteva momente acest simbol din cele 7 care sunt în România, o bijuterie de oraș din punctul meu de vedere, să mediteze câteva momente, să privească Bistrița de acolo de sus și în momentul în care va reveni și va avea o călătorie și o incursiune prin tot acest centru, cu siguranță că va intra într-o stare de bine, de frumos, pentru că, în primul rând, această revistă ne-am propus să vorbească despre dialoguri pozitive, despre vești pozitive, despre vești. Asta înseamnă Bună ziua Bistrița din perspectiva noastră. Deci, după Piața Mică, ce trebuie să mai facem? Să vizităm. În primul rând, Biserica Evanghelică, care este unul dintre simbolurile orașului nostru. Totodată, în toată această zonă se regăsesc foarte multe obiective. Avem un parc minunat, casa de cultură care a fost renovată de curând, galeria de artă, așa. Să nu uităm galeria de artă și sugălete, tot o zonă cheie și extrem de promovată și care se identifică cu orașul nostru și să se oprească la o cafea pe pietonalul din Bistrița. Sunt foarte multe cafenele și mici business-uri dezvoltate de tineri antreprenori care fac lucruri din pasiune, care ne îndulcesc ziua prin preparatele lor, cum ar fi diversele cofetării și patiserii care se află la noi, oameni care iubesc și tineri care iubesc cafeaua și au făcut o pasiune din asta și sunt în nenumărate locuri în care pot să-și înceapă dimineața sau ziua aici, încercând aroma de cafea de la Bistrița. Eu îți propun așa, pentru că în debutul emisiunii noastre vorbeam de faptul că tu astăzi vei fi ghidul meu, îți propun să mergem ușor la plimbare prin Bistrița. De exemplu, prima oprire mi-aș dori să fie la Muzeul de Etnografie, ca oamenii din care ne privesc în această seară să descopere și ei alături de noi frumusețile portului popular Bistrița. Mm. Și pentru că vorbeai de cafenele, de patiserii, dragi telespectatori, trebuie să vă spun că revista pe care Gabriela tocmai a scos-o proaspăt de la Dipar are și o rubrică foarte frumoasă care se numește Despre Antreprenoriat, pentru că ea promovează antreprenoriatul aici prin evenimentele pe care le organizează cu consecvență Bistrița Business, dacă eu știu bine, pentru că am fost invitată de două ori, deci Bistrița Business, care este un eveniment de referință care pune în valoare antreprenorii. Deci, Gabriela, mergi cu mine la Muzeul de Etnografie? Cu mare drag, mai ales că astăzi este debutul unui alt proiect pe care administrația și oamenii dedicați s-au pus în slujba lui, Crăciun în Bistrița Năsăud. Acolo ne așteaptă esența a ceea ce reprezintă tradiția, obiceiurile și spiritul din această zonă. Și mă bucur foarte mult pentru că acolo vei întâlni oameni care au păstrat tradiții vechi de sute de ani, oameni care, indiferent de modul în care a evoluat această lume și modul în care modernismul și-a făcut încet, încet loc în viețile noastre, în obiceiurile noastre, au păstrat un ist sănătos, din punctul meu de vedere, legat de ceea ce înseamnă istoricul. Mulțumim mult și revenim în câteva secunde după ce ajungem la muzeu. Am dat jos șuba pentru că aici este cald, aici pentru că Bună ziua Bistrița, suntem la complexul muzeal din Bistrița. Bună ziua, domnule director, vă rog frumos să ne spuneți ce se întâmplă astăzi la complexul muzeal și de ce ar trebui să vină un român să viziteze Bistrița. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, de ce ar trebui? Pentru că urmează 3 zile în care Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, prin Muzeul Bistrița, a pregătit sărbătoarea de Crăciun tradițională, așa ca în Bistrița. În astfel, avem o activitate care
multiplă pe parcursul zilei. Ne-am gândit să facem activități creative pentru copii, legate de ateliere, legate de, fabricatul pâinii, cu ghilimele de rigoare, produsul pâinii, frământatul pâinii, până la coacere, dospire și pâinea și o iau copiii acasă. Avem ateliere de construit sorcove, că urmează oricum Crăciunul în câteva zile și le pot face aici, sub îndrumarea colegilor mei muzeografi profesioniști. Avem ateliere de confecționat podoabă de pom pentru pomul de iarnă, care sunt altele decât cele obișnuite din sticlă și aflate în comerț, cu produse și din materiale tradiționale, așa cum se făceau odinioară. În față avem organizat un târg de produse meșteșugărești împreună cu Asociația Produs în Bistrița Năsăud, unde toți cei care ne calcă pragul în aceste trei zile care urmează, azi este prima zi, se pot găsi, cumpăra, duce acasă produse tradiționale românești, produse autentice, produse făcute în casă de producători tradiționali și autorizați din județul nostru. Iar mai târziu așteptăm colindători pe parcursul celor trei zile. Vom avea aproximativ 36 de formații de colinde din toată țara și din diaspora românească, astfel încât în fiecare zi vom avea 10, undeva programate 10-12 formații care ne vor încânta, colinda cu obiceiuri tradiționale, cu cântece specifice, cu colinde specifice, începând cu orele 17 până târziu noapte, cât să rezistă. Am o provocare pentru dumneavoastră, pentru că mi-ați vorbit atât de frumos de meșteșuguri. Vreau să vă întreb un lucru. Aveți aici în zonă celebra coroană de mireasă de Bistrița, acea minunată coroană. Există vreo șansă să găsim un meșteșugar care să ne învețe sau să continue acest meșteșug? Avem la standuri producătorii de autentici de costume populare tradiționale. Este Virginia Linu, pe care deja o cunoaște toată țara, împreună cu alții. Cu siguranță că da. Deci eu, din punctul meu de vedere, suntem pregătiți pentru a aștepta astăzi oaspeți, așa cum este firesc ca o casă de români să fie pregătită în pragul sărbătorilor. Sărbătorii de Crăciun, nimeni, în anul acesta sloganul muzeului este nimeni nu trebuie să fie singur de sărbători, cei care sunt singuri să vină la muzeu, pentru că aici suntem o familie, suntem mulți, suntem primitori, suntem gazde amabile și primitoare, îi așteptăm cu cozonaci, cu vin fiert, cu ceai cald, pe toți cei care ne trec pragul, pot să ne colinde, pot să ne zică o vorbă bună sau pot pur și simplu să facă un tur al muzeului și să se întoarcă acasă mai buni, un suflet mai cald. În timpul anului, complexul muzeal este deschis între și între, intervalul orar? Da, suntem în programul de iarnă, cumva, de la ora 9 la ora 17 după masa, este în fiecare zi, luni ar trebui să fim închiși din cauza faptului că aici e sediu, funcționăm și non-stop. Ne invitați să vedem cu mare drag, asta era și ideea, să mergem în continuare, să vedem tăiatul porcului, să vedem frământatul pâinii, să vedem alte ateliere și meșteșuguri pe care noi încercăm să le facem pentru cei mici. Astăzi și mai târziu Moș Crăciun în casa pe care le-am pregătit-o și cu alte surprize. Vă mulțumesc mult, domnule director. Promit să ne reîntoarcem și telespectatorilor noștri le spunem doar atât. Dacă ajungeți în Bistrița, nu ocoliți complexul muzeal, care este extraordinar de frumos și care are multe lucruri de arătat și de descoperit. Și rămâneți cu noi că mergem la frământatul pâinii. La revedere! Ina Chiriac și care ne promovează Ia Românească. Vă știți ce este Ia? Da! Uite ce are ea, pe ea și eu nu am! Acele cicare și bunii are o inimă. Și astăzi Elena, Cristina o să învețe să facă pâine cu noi. Ce ziceți, o ajuta? Da! Hai să vedem cine explică cu zile. Venea se face cu făină, drojdie, apă și se frământ. Și ouă. Nu, și sare, și sare. N-am vrut ouă. Sare, și sare. Ouă, ouă.
Am și eu doi băieți și de 13 ani și 9 ani și n-au făcut bine niciodată și mă duc acasă și o să învăț și pe ei să facă pâine. Așa. Poate să vii la vară la Chiuvița și să vedem la Chiuvița. Dacă faceți tabere, să-mi spuneți să vin și eu băieții. Da, sau eventual să vă trimiți mai mulți bucureșteni, pentru că acum vorbește omul doritor de frumos din mine. Cea mai mare problemă pe care eu am întâlnit-o încercând să-mi duc copiii în valorile românești a fost faptul că n-am mai găsit foarte multe locuri unde se păstrează tradițiile. De exemplu, în București oamenii sunt obișnuiți să cumpere totul de-a data. Măgimul nu se mai face cum se făcea odată pe vremuri de acasă, pâinea nu mai facem acasă, că nu mai știm de noi și nu mai avem timp. Și atunci, măcar o dată pe an, ar fi bine să vă spun tabere de genul acesta, în care copiii să poată să învețe să facă dulceață. Vouă vă place dulceață? Da! De care? Cred că a voastră să aibă și un gust și mai bun. Dar nu.